Din anul 2002, Sfinții Împărați sunt și ocrotitorii spirituale ai municipiului Constanța. Aceștia au fost sărbătoriți în mod aparte la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena 1 din municipiu. Sfânta liturghie de hram a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Teodosie, împreună cu înalt preasfințitul părinte Ciprian, mitropolit de Stara Zagora din Bulgaria, și cu înalt preasfințitul părinte Iacob, mitropolit de Durostorum, tot din Bulgaria. Astăzi este hramul bisericii acesteia, dar este și hramul orașului nostru, pentru că Sfântul Împărat Constantin, pentru vrednicia înaintașilor noștri, a dat nume acestui oraș Constanța, botezându-l creștinește. Se numea Tomis până atunci. A rămas rezonanța Tomisului, pentru că aici era arhiepiscopia Tomisului. Și iată, avem numele Constanța, un nume de botez dat de cel mai mare împărat al creștinilor, care a adus libertate creștinilor. Îi mulțumesc înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Teodosie pentru invitație. A fost un prilej deosebit să oficiem Sfânta Liturghie în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste tot orașul Constanța și ajutorul lui Dumnezeu să fie cu voi cu toți. Eu sunt foarte bucuros de modul cum au fost sărbătoriți Sfinții Împărați în orașul acesta și că am putut participa la sărbătoare. Orașul Constanța este foarte aproape de noi. Mă rog Maicii Domnului să ocrotească acest oraș și să dăruiască țării acesteia pace și liniște. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim mereu împreună. Nu putem decât să fim recunoscători și să mulțumim lui Dumnezeu că și anul acesta ne-am învrednicit să pregătim hramul Sfintei noastre biserici, care corespunde cu hramul orașului nostru Constanța, sărbătorind și cinstind pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena. La sfârșitul slujbei, peste 1000 de pachete cu alimente pregătite de Comitetul Parohial au fost împărțite credincioșilor participanți.